Practic, un brand de ceea ce simțim, e percepția pe care o avem asupra unei organizații, asupra unui loc, asupra unui om chiar. Deci nu este vorba de cum arată acea expresie, ci e vorba de ce simțim. Practic, cum a spus și Seth Bezos, fondatorul Amazon, ce vorbesc ceilalți despre tine când tu nu ești în cameră. Vă salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria podcastului Real Talks Romania. După cum puteți observa, astăzi ne aflăm într-un decor un pic diferit. Ne aflăm la sediul celor de la Fabla Iași, sediul cu numărul 3, care va găzdui episodul de astăzi, pentru care spunem un mare mulțumesc. Iar în episodul de astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce înseamnă brandingul, în special brandingul în afaceri. Asta este un subiect care pe mine m-a interesat foarte mult pe parcursul anilor și m-a interesat mai ales din perspectiva faptului că am observat că la noi de prea multe ori nu se face branding în business. Și de asta îl am alături de mine pe Adrian Mironescu. El este fondatorul agenției, dacă putem să spunem așa, de branding Wyren. Are deja în spate câteva premii la nivel internațional pe partea de branding și am considerat că este cea mai măsură persoană, pentru că pentru cei din Iași cel puțin, cu siguranță i-ați văzut munca în diferite branduri care se află în oraș. Și Adrian, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Îți mulțumesc și eu pentru invitație, mă onorează. Cu cel mai mare drag și abia aștept să intrăm în detalii. Dar înainte să intrăm în partea asta de branding, eu sunt foarte fascinat de poveștile oamenilor. Și aș vrea să începem, probabil ai mai răspuns la întrebarea asta, dar vreau să aflu și eu din culisele a ceea ce reprezinți tu, cine ești tu și cum ai ajuns să faci partea asta de branding, să te ocupi de brandingul pentru business-uri. Întotdeauna m-am simțit un copil foarte curios și cred că îmi păstrez și acum natura asta de curiozitate copilărească în tot ceea ce fac. De mic am fost atras să cunosc cât mai multe lucruri și nu doar să le cunosc, mi-a plăcut și să pun în aplicare cunoștințele și să văd rezultatul acțiunilor pe care le fac. Am un background în informatică, simțeam că e un domeniu al viitorului și în continuare este, ceea ce mi-a și deschis noi oportunități. Am făcut și liceu de informatică, m-am aflat ca și tine. Da. Am făcut apoi și facultatea de informatică și un master în administrarea afacerilor. Și încă din facultate, în special, am descoperit zona aceasta a designului, practic, a designului în special ca mod de gândire în care vezi, poate identifici o problemă și în ce protiții se miște aia, astfel încât să găsești soluții de rezolvare cumva a acelei probleme, să duci lucrurile într-o stare mai bună. Și mai mult de a rezolva lucrurile cât mai mult în favoarea omului. Deși atunci când poate mă ocupam de un algoritm, de un program, mă gândeam în special cum folosește lucrul acesta, cum este mai util, nu doar din dragul de a rezolva, nu știu, un algoritmic o situație.
Ok. Și atunci am început să-mi pun întrebări care țin de zona aceasta a designului. M-am aplicat asupra interacțiunii om-calculator, am început să merg la conferințe, alături aveam un grup din facultate cu Sabin Buraga, Lenț Alboaie, care ne preocupau aceste lucruri. Și de acolo am început să pun întrebări mai profunde, uite, poate de natura unui business, legate de business. Pentru cine facem asta? De ce? Care este modelul de business din spatele acestui program? Aplicații, ce lucram? Și am început să mă apropii de zona aceasta de business, așa am descoperit și partea de branding, am dat seama că e nevoie și de un nume, de o identitate vizuală, de tot ce înseamnă întreaga experiență pentru un utilizator. Faptul că am un background informatic mi-a folosit pentru că am și în continuare și am și pornit cu clienți din zona de IT, chiar am lucrat și cu Microsoft România, am avut câteva colaborări mai departe cu Continental, Mambu și multe din zona aceasta. Acum chiar sunt co-partener și în proiectul cu Dan Zaharia, Dan Radu, PIN Magazine, PIN Awards, practic este un ecosistem alături de Fab Lab, da, pe care l-am creat și lucrurile se leagă. Deci, bănuiesc că partea asta de background informatic, da, și partea de algoritmică, partea de cum funcționează un program, te-a ajutat foarte mult în ceea ce înseamnă a construi și imaginea lui, astfel încât să fie cât mai ușor de folosit. Așa pentru este. Utilizatorul final. Practic, ai nevoie de un proces în tot ceea ce faci. Și prima întrebare poate chiar este... Și este de ce faci acel lucru, apoi pentru cine și încep lucrurile se contureze. Ok, e acel golden circle cumva de care vorbea Seth Godin cu de ce, cum și pentru cine, ceva da, de genul da, ăsta. Da, 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 bineînțeles. Sunt lucruri de foarte mult bun simț și cred că în permanență e bine ca noi să ne întoarcem la bunul simț. Nu sunt lucruri chiar rocket science, ci dacă stai un pic și te gândești cum e bine să faci un lucru și începi să lege lucrurile. Da. Spune-mi, te rog, pentru tine, personal, nu neapărat, sau dacă vrei să dai și definiția oficială a ceea ce înseamnă brand, dar pentru tine, ce reprezintă un brand sau ce ar trebui să transmită un brand? Practic, un brand de ceea ce simțim, e percepția pe care o avem asupra unei organizații, asupra unui loc, asupra unui om chiar. Deci nu este vorba de cum arată acea expresie, ci e vorba de ce simțim. Practic, cum a spus și Seth Bezos, fondatorul Amazon, ce vorbesc ceilalți despre tine când tu nu ești în cameră. Ok. E vorba de reputația ta. Deci, practic, e vorba de ceea ce simțim despre o organizație, om, loc. Ok, ok. Și noi putem prin branding să punem piese în așa fel încât să construim acest brand. Practic, prin construirea brandului și apropo de ce spuneai tu cu ceea ce simțim, îi apare sau brandul ar trebui să trezească în oameni acea dorință de apartenență la identitatea respectivă. Mă gândesc acum... Primul gând care mi-a trecut prin minte a fost la brandurile de mașini, da? Că practic fiecare cumva vrea să se asocieze cu un anumit brand de mașină și asta transmite cumva multe și despre el, dar și despre brand, deci cumva da, asta da. E direcția în care ar chiar trebui să... E un domeniu foarte interesant și chiar am norocul acum să lucrez împreună cu un supercar, okay. Încă nu pot spune da, despre ce e vorba. Da, nu e nicio problemă. Și, în mod interesant, e într-o colaborare cu un fashion brand la nivel mondial, tocmai în ideea aceasta de a crea această... Dorință de apartenență. Dorință de apartenență și...
atractivitate. Foarte tare. Mi se pare foarte interesant cum la nivel mondial sunt branduri, da, care practic au reușit să creeze foarte puternic în mentalitatea noastră a oamenilor această dorință de apartenență. În schimb, ceea ce mă surprinde, ce mi-aș dori de fapt să se întâmple, este ca și din România să plece astfel de branduri în care oamenii să-și dorească să se asocieze cu ele, să fie mândri cumva. Eu personal nu cred că am simțit de la vreun brand românesc că rezonez la nivelul ăla. Și uite, apropo de chestia asta, vreau să te întreb, de ce crezi tu că nu se investește atât de mult în branding-ul de business, da, la noi în România? Nu mă refer neapărat la companiile foarte mari care dispun de bugete, ci mă gândesc la acele business-uri care pornesc la drum și cumva ar trebui să pornească un brand. Așa este. Din start. E vorba despre experiență, despre cultură, faptul că noi avem în continuare acei 50 de ani de comunism care și-au lăsat amprenta asupra noastră și încă suntem pionieri și facem lucrurile așa cum știm mai bine, pornim cu las că merge și așa și vedem pe parcurs. Ori vedem și noi, concurența este una globală, foarte acerbă. Și atunci e mult mai înțelept ca noi să pornim mult mai așezat, să ne gândim chiar să pornim cu partea aceasta de branding în care noi ne întrebăm de ce facem acest lucru, pentru cine și să creăm tot lanțul într-un mod natural și cât mai coerent. Pentru că e mult mai complicat să schimb lucrurile după 5 ani, după 10 ani, decât dacă pornești la început într-un mod sănătos. Mm-hmm. Și investițiile sunt mult mai mici. Da. Pe termen scurt pot părea niște investiții mari, că depinde fiecare cum pornești un Așa business, este. Dar marea majoritate pornesc poate on a budget, da, cu un buget limitat, dar pe termen lung investiția... Exact. Dar putem să facem analogia foarte bine cu construcția unei case și tu ești în zona domeniu, aceasta. Da, da. Și realizezi cât de mult contează să ai la început proiectul bine făcut, să zicem, poate că ai un teren și ai planul făcut pentru 10 ani, ok, tu construiești, să zicem, modular lucrurile, dar ai viziunea totuși pe termen lung. Da. Și atunci îți poți gestiona mult mai bine și resursele pentru că tu ai acea viziune. Ori dacă în permanență încropești lucrurile, ajungi să-ți creezi o casă cu geamurile strâmbe, o struță cămilă practic. Și așa se întâmplă și în zona aceasta de brand. De brand în business mai ales. Da, și într-adevăr, observ foarte des chestia asta că se întâmplă. Toți adaugă lucruri la o anumită identitate care cumva se leagă, dar nu în totalitate. Adică dacă s-ar exact. Fi plecat, cum spuneai exact. Tu... Deci e o chestiune de cultură, să ne învățăm să lăsăm profesioniștii să-și facă meseria, să nu le facem pe toate singuri. Da. Când avem de mers la un medic, să mergem la un medic, când avem de lucrat o instalație electrică, să chemăm un electrician, la instalația de apă, la fel, și așa mai departe. Să le facem pe toate, că... Exact. Tot în cultura noastră există chestia asta că noi le facem pe toate, știi? Am observat la foarte mulți oameni că îi dau și cuvar, pun și parchet, mai fac și o instalație electrică, ceea ce nu este în regulă. Și atunci dacă ai nevoie, da, ca să ne întoarcem la brand, dacă ai nevoie de un brand, trebuie să te duci la cineva care asta face și exact. Care poate să-ți dea insight-urile exact. De care ai nevoie și să-ți pună întrebările de care ai nevoie. Și știu că, adică anterior ai menționat că de ce facem ceea ce facem, cui ne adresăm, care sunt întrebările pe care ar trebui, poate înainte ca un antreprenor, da, să apeleze la un brand designer, să și le pună sau la care să și răspundă, astfel încât procesul ăsta să fie mult mai facil. Da. Cum spuneam, e un proces de bun simț. Pornești prima dată cu o cunoaștere a contextului. Vezi unde ești acum. Apoi te uiți unde ai vrea să fii.
Și între cele două se creează strategia de brand și de business, pentru că ele pot merge în paralel. O parte din întrebări sunt aceleași. Practic, de ce, pentru cine, cum facem lucrurile acestea, le punem în această etapă. Apoi ajungi la personalitatea brandului, cum ar trebui să fie acest brand, și setezi o serie de atribute pe care mai apoi le translezi în identitatea verbală, în identitatea vizuală, la arhetipul brandului. Și sunt 12 arhetipuri definite și de Jung, de la rebelul, conducătorul, ruler, și așa mai departe, în care noi ne putem încadra într-un mod dominant, pentru că noi permanent mai împrumutăm și din alte arhetipuri. Uh-huh. Adică poți să fii ruler, dar să ai și ceva din arhetipul de înțelept, okay. cum are, să zicem, Google-ul. El e și înțelept, dar poate să împrumute și din magician, să zicem, pe zona aceasta de arhetipuri. Deci, practic, e unealtă care există de când lumea și pământul. Uh-huh. Nu e, doar au fost puse niște categorii. Și noi le-am împrumutat și în zona de branding, pentru că și brandurile au trăsături umane, practic. Și e normal să fie așa. Și chiar un brand putem să-l vedem cu niște trăsături umane. După partea aceasta strategică, trecem la identitatea verbală, care ține de nume, definim numele, definim descriptorul, poate e nevoie să transmiți ceea ce faci, pentru că un nume e chiar mai bine să fie mai metaforic, să nu fie foarte, foarte descriptiv. Ok. Te referi, anterior ai spus de acea, un fel de punchline, să zicem? Da, poate să fie un tagline. Așa, pentru, tagline. Okay. Pentru un brand. Apoi trecem la identitatea vizuală, cu logo, ca identificator. Deci nu trebuie să spui totul printr-un logo, printr-un simbol, pentru că noi avem tot contextul care ne ajută. Deci cât mai simplu și mai distinctiv logo, cu atât e mai bine. Okay. Cromatică, elemente grafice. Deci avem o întreagă panoplie de elemente care ne ajută să ne creăm identitatea. Dar lucrurile nu se opresc aici. E important să te uiți la toate punctele de interacțiune ale tale ca și brand cu potențialul client, cu publicul, și să vii cu elementul tău de identitate. De la ceea ce înseamnă online, la toată experiența pe care poate avea potențialul client cu tine, spațiile fizice pot avea elemente de identitate. Și cu cât există o coerență mai bună, cu atât se consolidează imaginea brandului, practic. Da. Deci, una dintre trăsăturile unui brand puternic este, pe de-o parte, viziunea, să ai o viziune pe termen lung, apoi distinctivitatea, să ai ceva deosebit, astfel încât tu să creezi ancore în mintea celuilalt. Deci, noi în branding lucrăm foarte mult cu mințile oamenilor. Omului, da. Și apoi această consecvență, pentru că dacă de fiecare dată ești altfel, lumea nu o să mai știe cu ce să te identifice. Apropo, uite că ai menționat de aceste ancore mentale, da? Pe care le plasezi în mintea omului, mai bine zis. Poți să dai un exemplu astfel încât să fie mai de înțeles pentru oameni? Absolut. Când spun Volvo, la ce te gândești? La siguranță. Când spun Mercedes, la ce te gândești? Eleganță. Când spun Audi, la ce te gândești? The sweet spot. Așa, când spun Ferrari, la ce te gândești? Clar, sportivitate. Da. Clar. Vedeți,
acolo, dacă ajungem să ne definim chiar cu un singur cuvânt, deja ne-am făcut treaba foarte bine. Ok. Dar pentru branduri mai mici putem să ne ducem și înspre două, trei cuvinte definitorii. Și atunci asta îți aduce foarte multă claritate. Ok. Și ancorele astea sunt doar vizuale sau pot fi și auditive? Înseamnă și partea verbală și partea vizuală și mesajele pe care le transmiți, tonul vocii, cum te exprimi. Uh-huh. Tu dacă ești Volvo și ai ca esența brandului tău siguranța, tu prin toate mesajele și verbale și scrise vei transmite ideea aceasta de siguranță. Uh-huh. Și vei oferi și dovezi, bineînțeles, pentru că în nu permanență, spui. Da, și în branding e foarte important să și fii, nu doar să zici că ești. Uh-huh, uh-huh. Da, am întrebat chestia asta pentru că în mintea mea, când ai menționat de ancore, că tot a trecut recent perioada sărbătorilor, uh-huh. Și în perioada sărbătorilor este acea melodie pe care atunci când o auzi, te duce cu gândul la acel camion roșu care trece prin reclame în fiecare iarnă, înainte de Crăciun și după probabil încă câteva uh-huh. zile și îi acolo de... Când sunt eu mic, adică de vreo 15 ani de zile, lejer. Zice că vin sărbătorile, da, exact, sărbătorile așa. Vin și imediat te duci cu gândul la cola, că nu, oricum oamenii și-au dat seama până să menționez eu, și-au dat seama de care este brandul și cred că asta poate fi iarăși o observație de avut în vedere pentru antreprenori, poate să gândească și din perspectiva auditivului. Absolut, absolut. Sonic branding se numește. Okay. Noi am pornit, poate primele sunetele au fost cele de la telefoanele Nokia, aveau un sunet specific. Da, dar da, fiecare da, da, da. Brand încearcă să asocieze și zona aceasta auditivă și mai știm și pe zona olfactivă, dacă ne ducem, poate într-un, ne facem un guilty pleasure și ajungem într-un fast food, fiecare are mirosul specific sau branduri de îmbrăcăminte, tot așa, unele sunt atente și la zona aceasta olfactive și au aromele sale distinctive. Practic, uite că ai menționat chestia asta, știu că la un moment dat citeam un lucru și anume că sunt branduri care în magazinele lor fizice introduc anumite arome, da, pe care tu le vei simți și le vei asocia mereu cu brandul lor sau un anumit stil de muzică, da, și iarăși exact. Asta poate fi o chestie la care... Poate mulți nu se gândesc. Exact, e vorba de întreaga experiență. Întreaga experiență. Deci clar, nu, dincolo de logo. Din când în când mai primez, deși mai rar, și cerința asta că am nevoie de un logo, da. Spun că nu mă... Uite, îți arăt ce înseamnă harta brandului. Uite, asta e partea de strategie cu de ce, misiune, viziune, valori, atribute de brand, după care trecem la expresia brandului, cu ceea ce înseamnă partea verbală, identitatea vizuală, povestea brandului. Iar logo e așa micuț, o părticică din toată această hartă. Da, da. Și atunci duc și eu muncă de educație poate în ceea ce fac. Mai ales la noi e nevoie și de partea asta de Absolut. Educație. Eu mereu neapărat compar, dar mă uit și ce se întâmplă în America, pentru că dacă este important. Un lucru la care ei sunt buni, sunt la marketing. Ei știu să vândă și îți vând orice. Și am trăit-o și pe pielea mea, mergând acolo, am văzut exact ce înseamnă la ei să faci din orice chestie mică, să faci armăsar și să-l vinzi la un preț Absolut. Foarte mare, foarte mare. Cât crezi că, sau cu cât poate crește, nu știu, prețul unui serviciu sau unui produs, un brand bine poziționat, o imagine bună? Poți să vinzi de mii de ori mai scump decât producția fizică. Vedem asta, uite, pentru că ai menționat de zona auto, putem să facem o scară între ceea ce înseamnă, să zicem, Ford, uh-huh. care e o mașină mass market,
care și ei încearcă să le vândă la niște prețuri cât mai corecte, între ghilimele, dar nu pot să își pună foarte mult pe zona de brand. Dacă vorbim însă de Ferrari, însă, ok, au și mult mai puține modele, însă ei investesc mult mai mult în zona aceasta de ceea ce înseamnă branding, cu brand, adevărat, da, făcut, și atunci și marginea de profit este mult, mult mai ridicată, pentru că ține de lifestyle, adică dincolo de obiectul util numit sine, mașină, care te duce din punctul A în punctul B, e vorba de statut, e vorba de experiență, chiar o experiență și chiar de o investiție în termen mai lung, pe termen lung. Uh-huh, uh-huh. Da, acum că ai făcut comparația asta, într-adevăr, cifrele sar mai mult decât mi le făcusem eu cumva așa în minte. Și na, cred că poate și asta poate influența nivelul de business pe care îl facem noi în țară, pentru că dacă ai un brand bine poziționat, nu doar la nivel național, că iarăși trăim acum o perioadă în care avem acces la internet 24/7 cu chestiile astea din buzunare, și brandul tău poate să depășească granițele, și atunci cumva crezi că atunci când vrei să-ți construiești un brand, să-l gândești la nivel, nu știu, hai să nu zicem global, că poate pare prea mult. Dar e bine să gândim global, să ne uităm la ce înseamnă lumea și să acționăm local. E foarte ok să facem așa. Ok, deci practic e și asta un punct de vedere de luat în considerare în momentul în care te decizi să faci parte de branding. Absolut, nu mai sunt granițe acum, datorită internetului. Da. Și e bine să ținem cont de lucrul ăsta. Ok, super. Care este cea mai mare provocare pe care ai întâlnit-o în procesul de branding cu antreprenorii români? A fost tocmai această mentalitate de eu le știu pe toate, sau de lasă că merge și așa, de a nu respecta un proces, de a încerca să tai etapele, de a arde etapele. Și atunci, evident, nici lucrurile nu ies așa cum trebuie. Și știm foarte bine, chiar și la medic, dacă facem cât o analogie, dacă nu respecti totuși rețeta, n-ai cum să te faci bine. Uh-huh. Și te aștept să te faci bine, să fii în parametri optim, dacă nu respecti fiecare. Da, fiecare, dar e o chestiune de mentalitate. E important să mai avem un pic răbdare. Noi oricum, ca și țară, ne-am mișcat destul de repede, am fost nevoiți să învățăm foarte multe lucruri și să ajungem poate în anumite domenii țări foarte avansate, poate din vest, chiar arzând o parte din etape, dar e important să învățăm și din experiența lor. Uh-huh, uh-huh. Care crezi că, dacă tot ai menționat lucrul ăsta, care crezi că este cel mai mare pas pe care l-am făcut noi în materie de branduri în, nu știu, ultimii 5 ani, să zicem, ca să fie așa o perioadă mai apropiată? M-a bucurat, de exemplu, foarte mult apariția UiPath, care e primul unicorn a României pe domeniul software, adică companie care să fie evaluată la peste un miliard de euro. Și uite, e un produs creat de mințile oamenilor și de creativitate, nu neapărat o chestie fizică. Da. Și cred foarte mult în creativitatea noastră și cred că asta ne e și șansa. Vedem, nu avem, am fost și nevoit, nu avem, să zicem, cine știe ce infrastructură, autostrăzi, și atunci am fost nevoiți să ne folosim mințile și să facem produse care pot fi transferate pe cale digitală. Ok. Deci e și așa o șansă. Da, 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 da. Și într-adevăr, UiPath, cred că e, poate greșesc, sper să nu zic o prostie acum, cred că e unul dintre puținele branduri românești care le cam știi tot, așa este, tot, da, globul. Așa este, da. Ce
Ce te inspiră pe tine în momentul în care te apuci de crearea unui brand sau în tot ce înseamnă partea ta creativă? Uh-huh. Care sunt sursele tale de inspirație? Cel mai mult mă inspiră chiar viața. Sunt foarte atent la tot ce este în jurul meu. Ador să călătoresc, să văd lucruri noi, să întâlnesc oameni noi, culturi. Ador să le încerc gastronomia, să văd muzeele. Și pur și simplu să observ contextele. Asta mă ajută cel mai mult. Dacă mă ocup de un brand medical, încerc să mă imersez cât mai mult în zona aceasta medicală, să, uh-huh. să simt cât mai bine domeniul, okay. Care sunt nevoile pacienților, și atunci să găsim calea de a transmite mesajul într-un mod cât mai potrivit. Dacă e vorba de zona de educație, la fel. Mă imersez cât mai mult în zona de educație, dacă e vorba de industrie, la fel. Uh-huh. Și am șansa asta în branding, de asta și ador domeniul, să lucrez cu o grămadă de domenii, să învăț de la fiecare, iar asta mă îmbogățește nespus. Uh-huh. Uh-huh. Și te ajută de la un proiect la altul? Absolut, pentru că poți să îmbini niște elemente pe care le-ai învățat într-un domeniu, într-un alt domeniu, uh-huh. și atunci acolo vine poate și inovația. Pentru că și noi ajustăm lucrurile ca și în artă, uh-huh. Pentru că există o diferență între artă și design. Mixăm lucrurile până la urmă și încercăm să venim și cu ceva în plus. Uh-huh, uh-huh. Întrebarea asta a fost cumva mai mult pentru cei care lucrează tot în segmentul ăsta și poate le lipsește, să zic așa, sursa de inspirație. Deci, practic, expunerea constantă la absolut cât mai multe și chiar mai puțin în zona directă de design, adică sunt, nu știu, platforme ca Behance, Dribbble, axate numai cu chestiuni de design. Dacă te uiți în permanență la astfel de site-uri, vei ajunge să faci lucrurile similare ca acolo. Da, da. E bine să treci prin ele, dar cea mai bună inspirație este chiar viața și să ieși din pătrățica ta în care stai și lucrezi. Mm-hmm. Da, normal, normal. Pentru că viața te surprinde mereu și te aduce mereu lucruri noi, da. în cale. Într-o problemă stă și soluția. Am citit asta undeva, mi-a plăcut foarte mult ca și idee. Uh-huh. Deci cu cât te uiți mai profund asupra unei probleme, apoi faci un pas în spate, cu atât vei veni și cu o rezolvare mai potrivită. Da, da. Ai spus că atunci când începi să lucrezi la un brand, în funcție de domeniu, începi să te imersezi, da, mm-hmm. în domeniul respectiv. Am o curiozitate. Care a fost cel mai, nu știu, interesant lucru pe care l-ai făcut pentru a te documenta în legătură cu o anumită industrie? Și ca să-ți dau un exemplu să înțelegi la ce mă refer, că ai menționat domeniul medical, nu știu, te-ai dus mm-hmm. în clinici medicale și da, ai stat acolo, un exemplu, da. Ai luat vibe-ul. Am lucrat acum vreo 10 ani pentru o clinică de fertilizare. Uh-huh. Și atunci am vorbit cu oameni care apelau în această clinică, bineînțeles totul confidențial, uh-huh. Să le văd care sunt problemele de când se confruntă cu problema asta. Erau oameni care de 10 ani de zile făceau eforturi, da. Era o frustrare foarte, foarte mare și atunci a fost una din experiențele care a lăsat o urmă și pentru mine. Mi-a dat seama că lucrurile nu sunt așa ușoare cum par și că sunt uneori chiar traume pe zona aceasta și am făcut lucrurile diferit. Dacă în documentarea mea pe site-urile de design apăreau numai fețe cu copii zâmbitori, numai cu reușite,
aprofundând domeniul și discutând și cu medicii și cu pacienții, am văzut că rata de succes, de exemplu, este de cel mult 30% sau pe acolo, deci destul de mică, așa încât tu dacă vii numai cu fețe de copii zâmbitori, ca și cum ai veni cu o promisiune pe care s-ar putea să o respecti numai 30%. 30%, da. Și atunci n-am mai pus accentul pe partea asta de rezultat, ci pe proces, pe cuplu și okay. Că am creat și vizual ca un cuplu în care se poate identifica oricine, văzut cu spatele. Deci am mers pe o altă abordare și asta a fost un proiect premiat la nivel internațional, pentru că am văzut, doar observând că și discutând cu oamenii și aprofundând domeniul, că lucrurile nu stau așa cum par la prima vedere. Da, da. Că te duci ca la un atelier, rezolva niște chestii și ies lucrurile. Nu, e așa. Da. Oa, ce transformațională mi se pare experiența asta. N-am trăit-o, dar pur și simplu cum ai expus-o acum, mi-am imaginat-o și m-au trecut așa niște fiori. Da. Și pentru mine a fost o lecție. Să aprofundesc mai bine domeniul, că s-ar putea lucrurile să nu stea așa cum par la prima vedere. La prima vedere, da, și într-adevăr, acum simțind ceea ce ai spus, da, îmi dau seama că într-adevăr e foarte important emoția asta să așa o înțelegi este. Ca să o poți transpune. Și important iarăși să nu promiți mai mult decât poți oferi, pentru că se va întoarce împotriva brandului tău. Da, normal. Tot pentru persoanele care lucrează în domeniul ăsta al brandingului. Cum? Pentru că inevitabil, la un moment dat, ajungi poate într-un punct în care nu îți mai găsești creativitatea. Ai un blocaj. Ce s-a întâmplat? Cum l-ai depășit? Ce te-a făcut pe tine să depășești aceste praguri care poate au apărut? Da, sunt momente inevitabile. Oricine va trece prin ele. E momentul în care ai nevoie de o pauză și e bine să ți-o iei, să faci acel pas în spate, să ieși din context, să faci o plimbare, să mergi la un muzeu, să te întâlnești cu niște prieteni. Și lucrurile și creativitatea nu se întâmplă întotdeauna la birou, ci și în afara lui. Uh-huh. Și asta e important. Pur și simplu te duci, stai pe o bancă, te duci la mall, să zicem, când e accesibil, și te uiți la oameni, te uiți la tot vibe-ul acela și e un lucru care poate să te inspire foarte mult. Mm-hmm. Și apropo de ce spuneai tu, că creativitatea nu se întâmplă neapărat la birou, aș mai adăuga eu din ce am mai observat eu în cazul meu, că creativitatea nu se întâmplă la comandă. Te lovește în cel mai neașteptat moment, probabil pentru voi care lucrați în domeniul ăsta al designului, se întâmplă să vă lovească noaptea în somn, să vă treziți cu Evrica-ul ăla dimineața, ceea ce îmi pare foarte tare. Așa este. Foarte tare. Ca să te cunoască oamenii un pic mai bine, da? Deci nu doar din perspectiva Adrian Mironescu, brand designer, da? Să te cunoască ca și om. Prin procesul fiecăruia dintre noi au existat anumite momente definitorii care ne-au schimbat perspectiva și ne-au îmbogățit ca să ne facem treaba mai bine. Care sunt două astfel de momente din viața ta? În facultate, cum spuneam, de grupul în care am fost alături de câțiva din profesorii tineri din facultate și care am început să mergem la conferințe. Și acolo am fost încurajat să urmez această cale și am apreciat lucrul și spuneam de Sabin Buraga, de Lenuț Alboaie și de alți profesori. Mai târziu, când l-am întâlnit, de exemplu, pe Dan Zaharia, cu care lucrez și pe Fab Lab, Pin Magazine și tot ecosistemul pe care l-am lucrat, iarăși poate iar un alt moment definitoriu. Uh-huh. Ok, super! Ce-ai răspuns la două întrebări. Da. Ai vreun regret că ai făcut sau că nu ai făcut ceva până în momentul de față? Și din punct de vedere personal, dar și profesional. Fiecare dintre noi are regretele sale. Puteam să alegem alte căi. Nu-mi pare
rău de nimic din ce am făcut până acum. Poate, cum sunt și premiile astea, mereu am avut tot fel de oferte și prin străinătate să plec. Poate era bine, nu știu, să plec la New York sau la Londra, cum mi s-a mai propus. Am ales să rămân aici pentru familie și e și unul din motivele pentru care încerc să fac mai multe pot de aici. Okay. Deci, poate, pe de-o parte, aveam alte oportunități, mult mai și mai internaționale și mai ample de dezvoltare. Dar, pe de altă parte, nu pare rău pentru că mi-am dat seama investiția în familie, între ghilimele, e foarte importantă. Uh-huh, uh-huh. Stă până la urmă și la baza confortului tău psihic. Absolut, absolut. E vorba de un stil de viață pe care noi îl facem și care contează. Sincer, mă bucur că ai rămas. Mă bucur și eu mă bucur foarte mult de toate persoanele care aleg să rămână în România. Eu personal sunt de părere că și de aici se pot face foarte multe lucruri. Încă putem fi pionieri. Da, din foarte multe perspective și mă bucur enorm că încă rămân oameni talentați în țară și sper să se întoarcă și dintre cei care au plecat acum ceva timp. Chiar la un moment dat, ca o mică paranteză, auzisem că au început din ce în ce mai mulți români să se întoarcă și să aducă experiența din afară. Asta contează enorm și chiar m-aș bucura să întâmple lucrul ăsta, pentru că și eu am la rândul meu prieteni foarte buni care au plecat. Unora le este mai bine și alții încă au dorul locurilor natale și poate e normal să se întâmple asta. Dar dacă tot am rămas, încercăm să ne facem viața mai bună. Asta e și un motiv pentru care am tot fel de proiecte în comunitate și încerc să inspir și să creez lucruri și să acționăm astfel încât să ne facem viața mai bună și nouă și celorlalți. Uh-huh. Uite că tot mi-ai ridicat mingea la fileu și era și asta una din întrebări. Care este unul din proiectele tale de suflet la care lucrezi? Care ți este ție cel mai apropiat? Un proiect drag. E apă fără plastic, de exemplu. Mergeam în copilărie pe la lacul Bicaz, într-un loc idilic și acum vreo 10 ani când m-am reîntors fix în acel loc unde stăteam și priveam lacul, am avut așa o foarte mare dezamăgire că în fața mea, în loc de peisajul acelui idilic, era o insulă de peturi. Am zis că trebuie să fac ceva și am început să leg lucrurile și împreună cu Asociația Mai Bine, cu Apa Vital și cu alte organizații. Am instalat cișmele în ea și am adus carafe prin localuri, am făcut acțiuni de conștientizare în școli, în licee. Okay. Și a fost, e unul din proiectele care mi-au rămas dragi, dar mai am și multe altele pe lângă. Am înțeles. Foarte frumos. Uite, nu știam de proiectul ăsta al tău. Mă bucur că ai reușit să faci ceva în direcția asta. Sper că s-au și produs niște rezultate. Asta cumva, nu știu dacă se pot cuantifica. Da, o parte da. O parte, da. Dar oricum asta e o chestie de termen lung. Uh-huh. Ai vreun mentor? Am foarte mulți mentori, fiecare carte îmi e un mentor și uite, nefiind în Londra, nefiind în New York, nu am avut parte de acea rețea, să zicem, de agenții, de designer de la care pot să învăț direct și atunci, în prima fază am învățat din cărți, apoi am descoperit clipurile, să zicem, și cursurile online, la care iarăși am mai putut învăța. Apoi am mers și la conferințe internaționale, m-am mai putut conecta cu oameni foarte valoroși din domeniul brandingului. Dar uite, local l-am menționat pe Dan, cu care colaborez foarte bine și care pot să zic că e un mentor, chiar dacă e din alt domeniu. Ok, bun. Întreb lucrurile astea întocmai pentru oamenii care ajung să vadă aceste discuții pentru a căuta, da, și a se conecta cu oameni care, de la care, de fapt, mai bine zis, se pot inspira. Deci, poate
lecția mea e că poți să ai mentor și din alte domenii, nu doar din celălalt tău, pentru că până la urmă lucrurile se pot face analogii, e vorba de atitudine asupra muncii, asupra vieții și lucrurile astea contează. Da, da, exact asta vreau să zic, că se pot face analogii cu schimbarea contextului între persoana care te inspiră și ceea ce faci tu. Și chiar se pot găsi soluții creative, foarte creative, la probleme pe care poate le aveai și ți păreau de nedepășit, să zicem așa. Dacă este o carte pe care să o recomanzi celor care lucrează în domeniul brandingului, care ar fi aceea și de ce? Sunt mai multe cărți, dar aș începe cu De ce? De Simon Sinek, Start with Why. Aș putea să mai menționez cărțile lui Martin Neumeier, care chiar am avut oportunitatea să fac o serie de cursuri. Manualul de branding al Alinei Wheeler și sunt mai multe, dar Start with Why poate fi un start. Un start foarte bun. Ok, ok. Acum mi-am dat seama că am greșit atunci când am zis Seth Godin, mă refeream la Simon Sinek cu acel Golden Circle, emblema lui, să zicem așa. Care este un lucru despre tine care nu apare pe social media? Un hobby personal sau o chestie pe care tu o faci, dar despre care nu știu foarte mulți oameni și nici pe social media nu prea se găsește? Îmi mai place să desenez. E o chestiune pe care mi-ar plăcea să o antrenez mai mult. Ok. Foarte tare. Da, și cred că oricum toată lumea din zona asta creativă măcar încearcă ceva grafic, așa, cu mânuțele lui. Da, uneori mai uităm, stăm prea mult în fața calculatoarelor și mai uităm să punem mâna pe lucrurile fizice, da, și da, să experimentăm așa în real, nu? Da, în și asta e un lucru pe care mi-ar plăcea chiar să-l faci mai aprofundez des. Mai mult. Am înțeles. Adrian, eu cam atât am avut să te întreb. Mi-ai răspuns la unele întrebări fără să ți le adresez. Și la final, dacă vrei să lași un mesaj pentru cei care au urmărit discuția noastră până aici, în legătură cu partea de branding, ești invitatul meu să lași mesajul respectiv. Îmi doresc să ne întoarcem cât mai mult în sine, să ne întrebăm de ce facem lucrurile și atunci vor veni și răspunsurile. Cum am spus și mai devreme, în probleme stau și soluțiile. Super tare! Da, o idee de ținut minte. Mulțumesc frumos! Cu mare drag!